Crezut ați voi vreodată că aici pe pământ, lăsat a Dumnezeu un dar prea bun și sfânt? La mănăstirea Curchi să mergi de vrei să simți cum cerul se coboară, se atinge de pământ. Cum razele de soare îmbrățișează adânc izvorul ce îi răspunde prin murmur cristalin, un fior dulce cuprinde a ta simțire, căci Duhul Sfânt coboară și îți dăruie iubire. La căderea razelor de soare, un cânt divin îți cuprinde ființa, te înalță, îți dă aripi, îți dă viață. Această rugă divină este vocea unui lăcaș sfânt, ce vine din adâncul Văii Vatici, Mănăstirea Curchi. Mănăstirea Curchi, una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Basarabia, ce își păstrează aproape nealterat stilul moldovenesc. Este situată în codrii Orheiului și are un trecut religios, cultural și social de trei veacuri. Aici s-a scris istorie, nu numai credință. Aici cresc stejarii seculari contemporani, cu domnitorii Vasile Lupu și Ștefan cel Mare. Potrivit unor legende, mănăstirea a fost întemeiată de către Ștefan cel Mare, însă ca ansamblu arhitectural s-a format mai târziu, în secolul XVIII. Acest unical complex arhitectural monastic prezintă un obiect extraordinar pentru Republică și în genere, cred că în lumea creștinească. Are o istorie destul de bogată, interesată și a trecut multe greutăți în istoria sa până la momentul de față. Istoria mănăstirii începe în 1773, odată cu construcția primei biserici din lemn, Sfântul Dumitru, care, după 1820, a fost demolată. Titori sau ca întemeietorii s-o coatem pe doi frați cu numele de familie Curchi. Cel mai mare frate, pe nume Iordache Curchi, a hotărât ca spre sfârșitul vieții să se facă călugăr. Și ia binecuvântare ierarhul pe atunci ca să, pe terenul lui, să construiască o mică bisericuță. Și așa și face, că în anul 1773 este atestat documentar o mică biserică închinată Sfântului Dimitrie. În 1809, schitul devine mănăstire. La început se numea schit, adică diferența între schit și mănăstire este mănăstirile au biserici mai multe și călugări mai mulți. În foarte scurt timp, mănăstirea adună mulți călugări. Era problemă de acum că biserica devenea neîncăpătoare pe timp ce trecea. Mulți veneau la slujbă, din creștini era singura mănăstire de pe locurile Orheiului. Și au hotărât ca să zidească o altă biserică și așa și fac. În anul 1810 este construită a doua biserică a mănăstirii, în cinstea nașterii Maicii Domnului. A doua biserică, construită pe teritoriul mănăstirii, a fost biserica de piatră Nașterea Maicii Domnului, înălțată în 1810. Peste 50 de ani de la întemeiere, pentru că devenise neîncăpătoare pentru mulțimea de călugări și creștini care veneau aici la rugăciune, biserica este demolată. Iar pe locul și din piatra ei, în anul 1872, se pune temelia catedralei de astăzi, Nașterea Maicii Domnului, construită după un proiect al arhitectului italian Bartolomeo Rastrelli. Executată în stil baroc, este cea mai înaltă catedrală din Moldova, cupola de mijloc având 57 de metri. Catedrala Nașterea Maicii Domnului este geamănă cu alte trei catedrale din fosta Uniune Sovietică. În perioada țarismului au fost construite trei biserici, de așa fel, una în orașul Kiev, se numește în cinstea Sfântului Andrei, în Ucraina, în Sankt Petersburg, Smolny Sobor. Între timp, în 1844,
obștea monahală înalță pe teritoriul mănăstirii a treia biserică, mai mică decât catedrala, cu hramul Sfântul Dumitru, destinată slujbelor divine pe timp de iarnă. Mai avem biserica Sfântului Nicolae, care ne aflăm acum, biserică pentru slujbele de iarnă, anul construcției 1937. Biserica, la fel, are o istorie interesantă, pentru că a fost ridicată, acoperită și nu se reușește să facă slujbe niciodată, pentru că se începe războiul, după război, foamete, sărăcie, toate celelalte nevoi care au dat peste țară, și mănăstirea a fost închisă mai târziu, adică ca toate celelalte mănăstiri din țară, perioada regimului sovietic sau regimului comunist. Și așa că construcția începe în 37 și abia în 2005 a fost prima liturghie. Între rândurile monahilor pe atunci erau de mai multe naționalități, erau nu numai din țară moldoveni, erau și din România, erau și ucraineni, și ruși, și bulgari, și greci, și sârbi. Mănăstirea era foarte bine dezvoltată pe timpurile cele și avea legături cu toate țările. Chiar pot spun că undeva în 1810 era la conducere mănăstirii arhimandritul Kiril, care era stareț și mănăstirea Curhi și mănăstirea Râșca din județul Neamț, din România. Adică perioada interbelică a fost bine dezvoltată mănăstirea. Venirea puterii sovietice. Aici erau undeva peste 200 de călugări. La 500 dinamiți lucrau pe an, cu plat care plăteau. Era trapeza care făcut-o după Sfântul Nicolae la Biserica Sfântul Nicolae. Zic de asta, încă molată, nu e într-o stare bună, dar e vorba că s-o restaureze. S-a alimentat peste 200 de persoane odată. Mănăstirea au fost foarte bogați, foarte mult pământ. A avut pământ de are 700 de hectare la nordul Moldovei, la raionul Ierniț, din care pâinea o realiza la punctul de recepție și economa ducea numai pericislenia bani. Vinul vindeau tot în Franța, în Germania, vineau după vin aici. Avea vii foarte mult și avea punctul unde să prelucra poama, când toamna o prelucra. Aveau foarte multe vasuri de pregătit fel de fel de vinuri, adică mai mult culori am avut, și albul, și roșu, și mai negru, cum și acum noi făceam la trei culori. Și ce făcea mănăstirea Constantin? Vindea, făcea baniță, ținea mănăstirea, cheltuială mare. Mănăstirea a fost cea mai bogat mănăstire și mai mare decât Moldova noastră. Luni și Moldova cei de peste. În timpul celui de-al doilea război mondial a avut loc un incendiu,
care s-a soldat cu arderea completă a picturii dinăuntru și a catapetezmei poleite cu aur. Iar după un puternic bombardament, au fost distruse două din cele patru turle ale catedralei. În timpul războiului, aici a locuit regele Mihai, care a contribuit la reconstrucția mănăstirii. Un ctitor a mănăstirii este și regele Mihai. Regele Mihai României Mari. În uneva anii războiului s-a construit și s-a terminat de construit casa starețului, adică el este ctitorul noii stăreții. Se spune că a vizitat de câteva ori mănăstirea Curchi și a dat o mână de ajutor construind o casă și pictura în biserică, adică după război biserica și-a ars atunci în interior și următoare pictură iarăși a fost o ctitorie de lui. Din cea mai mare, cea mai frumoasă și cea mai bogată mănăstire a Basarabiei, cu sute și sute de călugări și ascultători, în anul 1958, din mănăstirea Curchi n-a mai rămas decât o ruină. Mănăstirea a fost închisă, călugării au fost izgoniți. Averea ei a fost confiscată. Au fost arse icoanele, literatura religioasă, veșmintele bisericești. Complexul monahal a fost transformat în spital de psihiatrie. Bisericile Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Nicolae au fost transformate în depozite. Biserica de iarnă Sfântul Dumitru în club, Biserica tuturor sfinților în morgă, iar cimitirul a fost devastat. Abia în 1994, viața călugărească la mănăstirea Curchi reînvie. Acest plan a mănăstirii vechi, acest plan general, se vede iază, intrarea mănăstirii, biserica mare, cum era, deci celălalt blocul de chilie, așa, se vede. Deci proiectul mănăstirii și planul general, deci cum că mănăstirii, cu scheleturile, se scrie 1865 la 22 mai, a fost semnat și reconstrucție așa. Cine a fost arhitect? Da. Arhitectul e Bartolomeu Răstrele. E o vedere generală a mănăstirii la sfârșitul anului, deci, la anii 1890, așa, cam e sfârșitul secolului. 19. Aici începutul secolului 20, 1903 anul, mănăstirea Curchi de Basarabia. Deci se vede și poartă era altfel biserica Sfântului Dumitru, încă nu era deci, așa. Deci tot aici de la 1910 aproximativ poza, deci era, nu era împrejmuit. Cavoro, cuplu, cum era. Deci, de la 1917. Deci, o vedere generală tot a mănăstirii, dar din sat. Mai departe. Deci, un bloc de chilii care acum nu mai este. Deci, nu a fost. Poarta era la câțiva metri în stânga de acum. Deci, de la 1929, cu vedere toată mănăstirii, deci de acum a apărut poarta nouă. Deci se vede așa o parte din ea, dar soborul, așa, mișcă, făcut. Aici de la 1950, deci când se lucra la trapeza mănăstirii, se acoperea. Se vede biserica Sfântului Nicolae de acum, construită. Dar care nu era finisat, așa, se vede soborul, în anii războiului două turle au fost demolate. Așa de mult schimbată și arhitectura la cupole, deci în anul 1942-1943 s-a întâmplat așa. Deci aici planul când a fost restaurat, da, în 1942-1943.
în vara anului 1942, când s-a modificat arhitectura la cupola centrală, că-s la scenă, deci 1943, deci proiectul arhitectului Ulinici. Deci aici a fost din 1960, de acum când era închisă mănăstirea. Aici tot anii 80, în perioada a fost închisă mănăstirea, deci tot anii 80 așa. Noi, dacă când am venit aici, era dezastru mare, era bolniță încă, psihbolniță. La soborul ăsta care le vedeți acum așa de frumos și de plăcut, te uiți la dânsul, era fără ferestre, fără nică. Iarna facem slujba așa, mai n-avem un trăinuri. Cădea zăpadă pe noi în biserică, așa slujăm. Și abdeam mai bătut noi pelicule pe ferestre, până am putut, până ajunge, că el e înalt. Așa. Ei, dă-mă, bă. Cum a fost, a trecut și slavă Dumnezeu, că mi-au dus până la această stare de astăzi, care am văzut și noi o leacă frumusețea și arhitectura asta care se face acum așa de bun și frumoasă. Suntem mulțumiți foarte mult și de creștinii care tare mult ajutor ne acordează. În mila lui Dumnezeu, dacă nu le-a plătit de aici bani, ar să-i plătească cu împărăția cerească. Și ar fi sănătoși familia la toți care lucrează aici, să dă ajutorul și să-i bucuroși de viața care o trăiesc pe pământ. La 500 de metri de catedrală se află schitul mănăstirii, hotelul pentru pelerini și gospodăria mănăstirii. În perioada interbelică, perioada de maximă înflorire a mănăstirii, în incinta acestor case existau un seminar teologic, o școală și un orfelinat pentru fete. Iar în timpul închiderii mănăstirii, în acest perimetru a fost tabără pentru copii. Încă din secolul al XIX-lea, mănăstirea Curchi devine una dintre cele mai bogate, mai frumoase și mai mari mănăstiri din Moldova, astfel fiind înscrisă pe lista monumentelor de arhitectură UNESCO. Astăzi, spre mănăstirea Curchi, pe lângă numeroșii pelerini care vin la Sfânta Mănăstire, își țin calea tot mai mulți turiști, dornici de a afla trecutul acestui lăcaș sacru. En fait, je suis venu dans ce monastère avec un groupe de jeunes moldaves et français pour une université d'été européenne. Et ça fait partie de notre excursion d'aujourd'hui. Et je ne connaissais pas le monastère de Curchi, je connaissais celui de Reyvec et aussi j'avais été à Pitska aussi. Donc, le monastère est vraiment, comme tous les monastères en Moldavie, très beau, c'est très calme. Et j'ai été surtout beaucoup impressionné par les fresques dans l'église, effectivement, qui sont vraiment magnifiques. C'est la première fois que je visite un monastère orthodoxe en Moldavie. La rénovation de celui-ci n'est pas encore tout à fait terminée. J'espère que je pourrai revenir quand elle sera terminée. Astăzi, datorită milosteniei multor creștini, mănăstirea este în reconstrucție, iar călugării continuă să râvnească în lucrarea lor duhovnicească. Pe lângă biserici, ansamblul monahal Curchi cuprinde turnul clopotniță, chiliile călugărilor, casa starețului, biblioteca, trapeza și anexele gospodărești, unde călugării își fac ascultările. Unul din voturile monahale este și votul dat ascultării. Fiecare frate venit, dar mai ales cel care acum primește monahismul, dă votul ascultării. Ascultarea în lumina Sfintei Biserici, în lumina Sfinților Părinți, cum ei o lămuresc și cum au lucrat-o, este tăierea voiei, primul rând. Deci este supunerea față de înaintașii, de către frații cu care împreună locuiești. Ascultarea în sine fiind cea mai scurtă cale care duce la Dumnezeu. Deoarece în dragoste față de aproapele, în dragoste față de frații, care împreună locuiește, își împlinește porunca cea mare a dragostei, de a iubi unul pe altul, de a conviețui în pace, în bună înțelegere. Deci e și
față de ascultare, Sfinții Părinți spune că este mai mare și ca rugăciune. Și cei care petrec în ascultare, cei care fac ascultare pentru Dumnezeu, se aseamnă cu preotul care slujește dumnezeiască liturghie. Nu de puține ori s-a întâmplat ca și în Pateric, cât și în alte vieți ale Sfinților, cei care au petrecut în ascultări și au fost scutite de multe greutăți, deci au fost izbăvite de multe necazuri și au fost izbăviți de patim, de alte griji din viața de mănăstire. De aceea și momentul ascultării, deci este pus în capul mesei, în Sfintele Mănăstiri. Prin ascultare, orice frate, începător, cât și monah, ce mai ușor poate îndeplini, deci lucrurile care sunt puse înainte, și mai ușor îi se dă viața de monahală, deoarece nu-și face o voie sa, ci face voia aproapele. Deci este o chemare duhovnicească și o chemare a Mântuitorului Hristos. Deci e și în moment cât în mănăstirea noastră și în alte mănăstiri principiul de ascultare, deci este lucrul așa cel mai important. Una din cele mai dese întrebări care avem de la creștini este de ce anume am ales viața monahală. Pentru omul contemporan, mai ales, este cam straniu alegerea noastră, deci este de neînțeles multe lucruri. Deci trebuie, în primul rând, a înțelege că Ortodoxia este unica credință și mai ales cei care trăiesc Ortodoxia, cei care trăiesc viața de mănăstire, mai ales înțeleg că aceasta este o libertate duhovnicească și prin trăirea Ortodoxiei, deci este unica putință prin care omul se poate regăsi pe sine, dar și se poate exprima și se poate cel mai ușor a se desăvârși în lucrurile cele bune și frumoase. Monahismul în trecut, cât și în prezent, se poate mai ușor a înțelege în comparația unui Sfânt Părinte care spune că el fiind ca un harag uscat, dar de care este nevoie ca să susțină via, adică lumea care duce roadele ei duhovnicești și care, dacă nu se agață vița de vie de un prag, deci numai decât își pierde rodul său, deoarece trezește în greutatea ei. Și mănăstirile, monahismul, deci deseori este comparat de Sfinții Părinți ca acel harag uscat de care se agață lumea, la care se poate ca roada ei să fie, să se coacă la vreme și să aducă rod, deci Mântuitorului Hristos. Deci mai este comparat mănăstirile și monahismul ca un far care nu plutește mare. Deci este lumina aceea care stă la țărm, lumina care stă la un loc liniștit, dar care luminează pe toate corăbile din mare și toți au posibilitatea ca să vadă această lumină și să scape din valurile mării, deci din valurile vieții. Deci, adică suntem, de fapt, în prezent cei care chemăm la mântuire, cei care chemăm spre o seriozitate față de sine, cei care arătăm lumii că lucrul cel mai important este atenție față de sufletul nostru, nu de lucrurile celelalte. Deseori se fac comparații de către Sfinții Părinți a vieții monahale, deci ca mai este numită Biserica lui Hristos, cât și mănăstirile, ca un spital duhovnicesc, unde lumea poate veni, unde își poate tămădui neputințele lor duhovnicești, unde pot a se întâlni cu Dumnezeu, unde pot primi un sfat de la un duhovnic, de la un părinte duhovnicesc. De aceea, diferența între
lumea care trăiește în mănăstire și lumea care trăiește în lume nu este una mare. Ce mai des, Sfinții Părinți ne lămuresc lucru că cei care trăiesc în mănăstire își cunosc bolile lor duhovnicești, cunosc necazurile lor sufletești, preotețile care le-au și le pun în fața Mântuitorului Hristos. Greșeala cea mare a lumii în prezent este că nu-și văd neputințele lor, deci nu-și văd necazurile lor duhovnicești, nu-și văd bolile sufletești pe care le au. Aceasta este deosebire între noi, că le vedem și nu ne depărtăm de Biserica lui Hristos, doar ce înțelegem că fără biserică, fără hrana noastră duhovnicească, fără trăire noastră în Hristos, sau fără Hristos mai ales, nu suntem nimic. De aceea, pe care trebuie să înțelegem că chemarea noastră este a ne sfinți, deci a ne desăvârși duhovnicește, a ne mântui sufletul nostru. Pe 21 septembrie, de hramul mănăstirii Curchi, dangătul clopotelor a răsunat peste împrejurim mai deosebit ca în alte zile, de parcă exclamau: veniți creștini la rugăciune, că astăzi s-a născut preasfânta născătoare de Dumnezeu. Astăzi plinătatea bisericii noastre ortodoxe sărbătorește nașterea preasfintei născătoare de Dumnezeu, sărbătoare domnească care începe șirul sărbătorilor împărătești din întreg anul bisericesc. Zi de bucurie este astăzi, cântă biserica noastră această sărbătoare în imnuri și în cântări de slavă și laudă închinate Maicii Domnului. S-a născut preasfântă născătoare de Dumnezeu din binecredincioșii părinți Ioachim și Ana, un rod al îndelungatei așteptări, rugăciune, dar și multe umilințe la care a fost supuși acești dumnezeiești părinți, pentru că cunoaștem că la poporul iudeu nerodirea era considerată ca o pedeapsă a lui Dumnezeu către oameni. Atunci când dreptul părintei Ioachim și Ana a fost întors de la altar, unde a venit cu multă credință să-și aducă jertfa sa, el se întoarce în pustiu, unde cu lacrimi și rugăciune îl implora pe Dumnezeu ca să ridice dintre oameni înjosirea sa. La fel și binecredincioasa sa soție Ana se îndepărtaseră în grădina sa, unde cu rugăciune și lacrimi îl ruga pe Dumnezeu să-i trimite rod pântecelui ei. Și iată că Dumnezeu, cel care nu trece cu vederea rugăciunea și răbdarea oamenilor, trimite vestea cea bună că li se va naște lor o fiică pe care o vor numi Maria. S-a născut preasfântă născătoare de Dumnezeu un rod curat, s-a născut o sfântă fecioară Maria, care urma să devină Maica după trup a Fiului lui Dumnezeu. S-a născut cea care trebuia să slujească punte a trecerii lui Dumnezeu către neamul omenesc căzut în păcat. Ea, care a fost aleasă dintre toate femeile lumii, să rămână a fi mijlocitoare și rugătoare către Dumnezeu pentru noi, poporul nostru dintotdeauna a cinstit-o și a cântat-o pe Maica Domnului. În cinstea sărbătorilor ei domnești, a înălțat sfinte biserici și mănăstiri. Una dintre ele este și mănăstirea nașterii Maicii Domnului din Curchi, o frumoasă perlă a ortodoxiei noastre moldave, une mulți ani de rândul. Din cele mai vechi timpuri, creștinii noștri își găseau aici alinarea și mângâierea. Sărbătoarea de astăzi rămâne a fi pentru noi un viu exemplu și pentru creștinii care trăiesc veacul lor aproape de Dumnezeu. Rămâne a fi un exemplu cum trebuie și părinții creștini din zilele noastre de astăzi să-și educe odraslele lor.
pentru că știm, după ce a fost născută Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, a mers în templu și acolo, aproape de Dumnezeu, a lucrat fapta cea bună, l-a slujit pe Dumnezeu. La fel și noi trebuie să educăm oamenii, să educăm copiii noștri în slujirea lui Dumnezeu, în dragoste față de aproapele, dragoste pe care a lucrat-o Maica Domnului în timpul vieții ei pământești, atât cât s-a aflat în templu, dar și după aceasta. În prag de acest mare praznic, doresc să adresez tuturor creștinilor frumoase felicitări cu mareaza sărbătoarea nașterii Domnului. Vă încredințez pe toți iubirii Maicii Domnului și folosindu-mă de această ocazie, azi, de hramul mănăstirii nașterea Maicii Domnului din Curchi, doresc să-mi exprim profunda mea recunoștință pentru toți cei care, direct sau indirect, au contribuit la renașterea din ruini a acestui frumos complex monastic. Maica Domnului să ne ocrutească pe toți, Maica Domnului să rămână a fi rugătoare pentru întreg neamul creștinesc în aceste timpuri atât de tulbure pentru societatea noastră. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Cel care te-ai născut din binecredincioși părinții Joachim și Ana, vino și în mijlocul nostru, binecuvintează țara noastră, binecuvintează pământul nostru, binecuvintează biserica noastră și întreg neamul creștinesc. Cu adevărat, pe adresul de curie, țintă mântouă, Născătoare de Dumnezeu,